Vreau ca la începutul lunii martie, atunci când ne vom revedea, să organizăm împreună o consultare cu mediul de afaceri, cu ONG-urile, cu sindicatele, cu patronatele, cu presa și cu toți cei interesați din Brăila pentru a defini împreună care ar fi pentru perioada următoare și mai ales pentru exercițiul financiar bugetar următor din bani europeni, principalele proiecte ale Brăilei. O să văd în ce măsură va putea veni cineva și din partea guvernului pentru a prelua anumite probleme care țin de finanțări legate de guvern și mai ales de Ministerul Fondurilor Europene, dar vom veni pregătiți cu situația la zi și cu proiecte viitoare, la care să adăugăm alte idei, alte propuneri care vor veni din partea cetățenilor și celor care în mod direct știu exact nevoile județului și municipiului.